Un bărbat a fost rănit grav în această după-amiază în timp ce conducea o motocicletă. Acesta s-a izbit de un parapet având viteza foarte mare. Evenimentul s-a întâmplat la intrare în Halânga. Un motociclist în vârstă de 23 de ani din Norșova a ajuns la spital în această după-amiază în urma unui accident rutier. Evenimentul a avut loc pe DN67. Tânărul, lovind un parapet de pe marginea șoselei, cauza ar fi fost viteza foarte mare. În data de 27-11-2020, în jurul 14, pe DN67, la kilometru 7 plus 350 de metri, un motociclist de 23 de ani din Orșova, în curbă la dreapta, având viteză foarte mare, a derapat, pierzând controlul asupra direcției de mers, intrând în parapet, pe care a căzut pe partea carosabilă. În urma accidentului a rezultat rănirea gravă a acestuia. După ce s-a izbit de parapet, motociclistul a căzut pe partea carosabilă. L-am văzut o altă grămadă în drum. Ce să mai zic? Motociclistul a fost grav rănit în urma impactului și a fost transportat la Spitalul Județean din Robeta, Turnu Severin.